Înainte de a vorbi despre strategii catehetice, despre organizarea catehezei în biserica locală și despre abordarea textului pentru cateheză, aș dori să mai avem un subiect, dezvoltăm un subiect de teologie biblică a lucrării catehetice, să vedem cum apare ea în Sfintele Scripturi, mai cu seamă în Noul Testament. Și acesta, pe acesta l-am intitulat Roluri biblice ale lucrării catehetice. De ce apostolii în Sfintele Scripturii, oamenii lui Dumnezeu din Sfintele Scripturii au pus atât de mare accent pe învățătură, pe catehizarea poporului lui Dumnezeu. Vom vedea și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Care este această importanță? Sau în ce constă această importanță? Și care sunt rolurile acestei lucrări de învățare a Cuvântului Lui Dumnezeu, de predare a Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru a avea și noi aceleași motivații și scopuri ca și oamenii Lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi. Atunci când îi învățăm pe oameni Cuvântul Lui Dumnezeu, să știm de ce ne cere Dumnezeu să o facem. Care este importanța, greutatea pe care Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi, o dă acestei lucrări care ne cere să o facem. În Vechiul Testament. În Vechiul Testament, dragi studenți, constatăm că învățarea legii este asociată cu conducerea poporului ales. Adică, oamenii care conduceau poporul nu puteau conduce decât învățându-i pe aceștia legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu îi cerea unui lider să-i conducă poporul, îi cerea acestui lider, printre sarcinile lui, cele mai importante. Și vom vedea chiar cea mai importantă dintre aceste sarcini era învățarea legii lui Dumnezeu. Sau predarea acestei legi către popor. Când zic învățarea legii, nu mă refer la faptul că poporul învăța legea, pe de rost, ci că liderii învățau pe popor legea. Asta era datoria, așa cum am văzut, îndeletnicirea, trebuia să fie îndeletnicirea de bază a unui conducător al poporului lui Dumnezeu. Exod 18, un capitol foarte, foarte frecvent folosit, exploatat, efectiv, când vine vorba de conducerea spirituală. Însă, de prea multe ori, din acest capitol, frații mei, se picuiesc doar acele adevăruri, principii care se potrivesc concepțiilor noastre, practicilor noastre. Adică de foarte multe ori în lecțiile de leadership spiritual, cum le numim noi, conducere spirituală, se vine cu idei luate din managementul secular, din leadershipul secular, și apoi se găsesc argumente biblice care par a susține, și unor chiar susțin, acele tehnici, strategii de conducere. Să leadership-ul biblic este altceva. Conducerea biblică este altceva. Pornind de la Sfânta Scriptură. Să vedem ce are Sfânta Scriptură să ne spună cu privire la conducere și doar vedem dacă aceste principii se reflectă în leadership-ul contemporan, în strategiile noastre. De ce spun asta? Pentru că aceste două, trei versete, două versete pe care le-am notat aici, sunt adesea umbrite de strategia pe care o găsim aici, de împărțirea poporului, de ceea ce numim noi delegarea autorității. Și de foarte multe ori când se vorbește despre Ietro și Moise, se vorbește în contextul delegării autorității. Uitați-vă, fraților, ce deștept a fost și iluminat de Dumnezeu a fost Ietro când l-a sfătuit pe Moise să-și împartă, să-și delege autoritatea. Să-și împartă răspunderile și sarcina conducerii cu alții. Și a pus conducător pe 10, 100 și pe cât a mai pus el, astfel încât să nu se ostenească. Frații, este foarte adevărat, este demn de luat în seamă acest adevăr, această practică a delegării autorității. Dar nu de aici se pleacă. Uitați ce spune, ce spune Ietro lui Moise, 18 cu 19 la 20. Și spune felul următor. Acum ascultă glasul meu. De aici încep sfaturile lui Ietro. Până aici a descris situația. Da? Ce faci tu, nu este bine, te istovești, istovești și poporul. Și așa. Aici vine sfatul lui. Ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Eu uitați care e primul sfat pe care îl dau. Fii
tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și duc pricinile înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Înainte ca Ietro, dragii mei, să-l sfătuiască pe Moise să-și delege autoritatea, să-și pună căpetenii, să se degreveze pe sine de anumite sarcini, Ietro îl sfătuiește un adevăr. Îl sfătuiește să se ia o măsură cardinală, capitală pentru conducerea poporului. Și spune în felul următor. Prima dată învață-i legile și poruncile. Și pe spune, arată-le calea. Asta înseamnă că nu ai cum să îi arăți calea unui popor din perspectiva lui Dumnezeu. Nu ai cum să arăți calea poporului lui Dumnezeu dacă nu-i înveți legile și poruncile lui Dumnezeu. Aia este calea. Noi de foarte multe ori ne organizăm în aceste strategii pastorale ale noastre, multe dintre ele, n-am nimic Occident, dar multe dintre ele sunt venite pe Occident și în mod special de peste ocean, avem strategie pastorală, viziune, misiune, sunt foarte bune. Da? Așa. Și undeva în cadrul acestei strategii, în cadrul acestei mari gogoși, așa, avem undeva loc rezervat învățăturii. Până în cadrul întregii lucrări pe care eu fac, am și o parte destinată în învățăturii. O, dragii mei, conducerea nu are drept segment, în cadrul ei, un segment care se numește învățătură. Conducerea este, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva biblică, conducerea este învățarea poporului lui Dumnezeu. Esența conducerii, dragii mei, este învățătura sau activitatea, lucrarea catehetică. Și asta se vede și din practicile, dacă vă uitați atent în practica bisericii noastre, pentru că este, dacă vreți, o lege a lui Dumnezeu, un principiu al lui Dumnezeu. Și un principiu, știți cum funcționează? Un principiu funcționează. Dar el funcționează, asta vreau să vă spun. Funcționează, o suntem noi conștienți de el, o nu suntem. Este ca și legea gravitației. Dacă un sălbatic nu știe ce e legea gravitației, înseamnă că el plutește prin aer? Pentru că nu cunoaște legea gravitației și atunci nu îi se aplică? Ba da, îi se aplică. El folosește legea gravitației atunci când aruncă o săgeată, când aruncă o piatră, când chiar că nu știe ce e aia, chiar că nu știe cum se numește. Viața lui este coordonată, nu? Ținând cont de legea gravitației. Așa sunt și principiile vieții în general și în mod deosebit principiile lui Dumnezeu. Și unde va să ajung? Care sunt cei mai influenți oameni care dau direcție gândirii bisericii în biserica voastră? Care sunt? Ce fac ei? Care este activitatea lor? Predicare. Predicare. Ați observat că oamenii care predică bine sunt cei mai influenți oameni în biserică? Oamenii care predică bine sunt oamenii cei mai influenți în biserică. Unii dintre ei sunt neordinați. Sunt oameni care predică bine și care nu sunt ordinați. Pentru că n-au avut ei sau n-au avut alții. De ce rămân pe ora a doua? Dar ei, cu toate acestea, deși n-au ordinare, n-au recunoaștere oficială, ei sunt cei mai influenți oameni. Când oamenii vor avea dileme, să zic așa, mai ales în ce privește aplicarea Sfântului Scripturii, să ia decizii, o să vedeți că, spre nemulțumirea altora, așa? Acum mi-a dat gândurile. Spre nemulțumirea altora, o să vedeți că oamenii vor apela la ajutorul celor pe care îi cunosc de buni învățători sau promovătoritori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă păstorii unei biserici înțeleg că ei trebuie să fie acei oameni, asta este situația ideală. Pentru că a călăuzi poporul în economia lui Dumnezeu, conform principiilor împărăției lui Dumnezeu, a conduce poporul, a arăta care înseamnă a învăța legile și poruncile lui Dumnezeu. 19 și 20, am zis așa. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Și abia după aceea, în 21, spune, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, așa, apoi spune, să-i fie drept căpetenii peste 1000, peste 100, peste 50 și peste 10. Și oamenii aceștia, zice, nu să
se ocupe de problemele mărunte și cele mai grele să le aducă la tine. Dar această strategie de delegare a autorității, frații mei, este un eșec. Nu va da rezultate dacă oamenii nu știu ce care trebuie să urmeze. Un prim motiv, numai unul, vreau să vă, o singură explicație la ceea ce am spus adineauri, vreau să vă dau. Și anume, acești lideri pe care noi îi punem peste 1000, peste cât depinde cât de mare comunitate, 100, 50 și 10, trebuie ca ei să conducă împreună cu noi poporul, trebuie să aibă o unitate de viziune, trebuie să gândească în aceeași termen, nu uniform, nu la asta mă refer. Da? Ci trebuie să aibă să împărtășească aceleași valori. Să prețuiască ce prețuim noi, nu și să disprețuiască ce disprețuim noi. Să aibă aceleași priorități. Chiar dacă interpretează diferit un verset biblic. Sau, eu știu, unul are o părere despre Melchisedec și altul are altă părere despre Melchisedec. Nu mă refer la detalii, ci mă refer la valorile pe care le împărtășim, la prioritățile pe care le avem. Dacă oamenii aceștia, conducătorii aceștia, nu împărtășesc aceleași valori ca și Moise, să spunem, atunci fiecare împărțirea poporului pe lideri, coordonatori, da, și pe grupuri de oameni, va fi o fărâmițare a poporului, nu o delegare a autorității. De ce? Pentru că fiecare își va implementa propriile lui valori în grupul pe care îl conduce. Fiecare își va implementa propria lui mentalitate. Vrând nevrând, să știți, nu e nevoie să o impună. Oamenii învață de la cei pe care îi conduc, inconștient de foarte multe ori. Și atunci, dacă nu există o unitate de viziune, noi nu ne delegăm autoritatea atunci, ci fărâmițăm poporul. Pentru că fiecare își va crea propria lui facțiune în cadrul acelei mari comunități. Dar ceea ce dă unitate de viziune, dragi studenți, este învățarea Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci oamenii gândesc la fel. Atunci oamenii împărtășesc aceleași valori. Acum, ca să mă laud un pic cu biserica pe care o păstoresc, biserica noastră este cunoscută ca o biserică unită, care n-a fost, pe care Dumnezeu, că numai datorită Lui și Harului Lui, Dumnezeu a păzit-o de dezbinări, de facțiuni, de certuri. Eu, peste 10 ani de când sunt slujitor ordinat în această biserică, n-am auzit o ceartă în comitet. Noi nu ne-am certat niciodată în comitet. Sau să zicem cineva și ia un grup și pleacă și își deschide altă biserică. Sau cu ceartă, așa, cu dezbinare, cu... Asta pentru că Dumnezeu ne-a păzit. Dar ori de câte ori suntem întrebați omenește, cum se explică așa ceva? Cum se explică faptul că grupul pastoral a fost unit? Că n-au fost dezbinări? Că nu au fost dezbinări nici între slujitori, nici în comitet, nici în biserică? Biserica iarăși n-a fost fărâmițată de învățături străine. De asemenea, grupuri dizidente prin alte biserici care îți vin, îți prorocesc. Mă rog, și dacă ar proroci bine, n-ar fi nicio problemă, ar fi chiar de dorit, dar păstorul nu mai reușește să controleze acele grupuri de case care își fac de cap, care eu știu ce mai fac pe acolo. În general, biserica noastră a fost scutită de așa ceva. Și asta nu pentru că a fost condusă cu mână de fier. În niciun caz. De obicei, când îi conduci pe oameni cu mână de fier, atunci îți apar problemele. Oamenii tind să se elibereze de acea tiranie, să rupă jugul. Exact. Singura explicație pe care o am la asemenea fenomen foarte fericit, are biserica noastră multe lipsuri, multe pe care noi le știm foarte bine. Dar aici Dumnezeu i-a purtat de grijă. Singura explicație pe care o am este faptul că întotdeauna în biserica Vestea Bună s-a pus accentul pe învățătură. Uneori chiar în detrimentul altor laturi ale bisericii care ar fi trebuit să existe. De pildă, biserica Vestea Bună, pe când o cunosc eu, nu este o biserică foarte harismatică. Poate nu i-a stricat cultivarea acestei laturi un pic mai harismatice. Dar latura aceasta didactică a fost foarte bine pusă la punct întotdeauna. Nu oricine s-a urcat la amvon, în general, cei mai mulți dintre oamenii care au urcat la amvon au fost fie cu studii teologice, sau dacă nu cu studii teologice, cu studii superioare, s-a ținut mult la aspectul ăsta, să fie în stare să studieze. Chiar că n-a studiat teologia, dar să fie în stare să studieze, să știe ce e la studiu biblic, în momentul în care urcă la amvon. Să fie compatibil cu noțiunea de studiu. Da? Nu doar cu noțiunea de a vorbi în public. Sunt mulți oameni care vorbesc în public.
dar puțini oameni care știu ce înseamnă să studiezi și pe urmă să vorbești în public, să ai discursul argumentat. Și asta am făcut, dragii mei, fără ca noi să implementăm nu știu ce strategii, G12, G nu știu cât, G100 sau nu știu câte mii, care au meritele lor. N-am nimic cu aceste strategii. Cert este însă că noi n-am implementat o anumită strategie ca să ținem Biserica Unită. Nici, ce vreau să vă spun este că nici nu ne-ar fi permis timpul. Pentru că niciodată Biserica Vestea Bună n-a avut păstor full-time. Angajat full-time la biserică. Întotdeauna păstorul a fost, cum a fost fratele Sile, redactor șef la Cuvântul Adevărului și păstorul în același timp și alte funcții pe care le-au ocupat în cultul pentecostal, care îi dădeau foarte mult de lucru. Fratele Emil, nu vă mai spun câte poziții înalte ocupă, și toți ceilalți am fost angajați la institut, în general angajați la institut sau alte instituții ale cultului pentecostal. Cei mai mulți la institut. Și nu am fost dedicați cu normă întreagă, să zic, bisericii. Nici timpul nu ne-ar fi ajuns să implementăm nu știu ce strategii. 1 Samuel, un alt text, care ne vorbește despre importanța învățării Cuvântului Lui Dumnezeu în conducere. Este 1 Samuel 12, începând cu 23, și spune Samuel în felul următor. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Și acum, uitați cum avea să-și continue, să continue să-și exercite influența, zice. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. În ciuda faptului că Israel avea de acum, avea să aibă un împărat, urma să aibă un împărat, el zice așa, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Spre deosebire de Saul, dragii mei, care a crezut că pentru a conduce un popor este suficient să fii un bun războinic, să îi întreci pe ceilalți în statură, să fii falnic, frumos, să ai prestanță. Saul era conducătorul despre care noi am spune astăzi că are prestanță. Adică este înalt, cu pieptul înainte, îmbrăcat bine, falnic, cu voce răsunătoare, cel de lider care te uimește, care impune respect prin ceea ce, prin limbajul său non-verbal, prin ceea ce afișează. Iată că, din punct de vedere biblic, fraților, deși și acestea ajută, din punct de vedere biblic, ele nu sunt mai puțin decât, sunt insuficiente pentru a conduce un popor. Ca dovadă, Saul, cu toată iscusința lui în război, cu toată a eșuat. Pe când Samuel, care nu a fost un războinic, ci a fost un om al învățăturii, al călăuzirii poporului în legile lui Dumnezeu. Când Samuel și-a încetat activitatea, Dumnezeu a zis, nu pe tine te leapă, deci pe mine, practic, Samuel, vedeți, prin activitatea lui de profetică și de învățător, pe vremea respectivă, judecătorul, un judecător care, ca Samuel și un profet, avea și menirea aceasta doar de a profeții. Profeția în Vechiul Testament nu trebuie luată cu conotația ei pur harismatică pe care o avem noi în Noul Testament și mai ales în bisericile noastre pentecostale. Prorocul era și un învățător al legii. Era unul care implementa legile și poruncile lui Dumnezeu în viața comunității. Și iată că Samuel, dragii mei, este un lider, ceea ce numim astăzi un conducător de succes. Dar nu avea acele calități, să zicem, pământești, omenești, lumești pe care le avea Saul. În schimb, un lucru a făcut. I-a învățat calea cea dreaptă. Vasile. Am putea zice de David că și el a abordat poporul ca și Samuel dintr-un punct de vedere biblic. Da. Adevăratul succesor al lui Samuel nu este Saul. Pe Saul, vezi, Dumnezeu îl leapădă. Saul încearcă, face tot posibilul, fără să asculte Dumnezeu, dar vrea, tânjește să fie succesorul lui Samuel. Vă aduceți aminte de acel episod al sfârșierii
hainei lui Samuel, când Saul, din dorința lui de a fi considerat în fața bătrânilor poporului succesorul lui Samuel, ca să nu plece Samuel de la el, îl ține de haină și îi rupe curpana hainei, în ciuda acestei disperări a lui Saul, el nu este succesorul lui Samuel, ci Samuel, Dumnezeu spune prin Samuel, Domnul și-a ales un alt om după inima lui. Și acesta este David. Pe David Samuel îl unge și este succesorul lui din punct de vedere spiritual, dacă vreți. David este succesorul lui Samuel, pentru că interesul lui David a fost acela de a păstra poporul cu inima lipită de Dumnezeu. De a învăța legile lui Dumnezeu, dependența de Dumnezeu. Să luăm și un text profetic, este vorba de Ezechiel 22. Ezechiel 22. Nu, poate nu vom citi toate cele 6 versete. 22, de la 26, spune așa. Preoții lui calcă legea mea și îmi pâncăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Avem aici un model negativ. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Nu învață pe oameni. Cu alte cuvinte, rolul lor ar fi fost acela de a-i învăța pe oameni. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărițe în mijlocul lor. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lup care își spun și e prada, varță, sânge, pierd sufletele, numai ca să-și pomorească lăcomia de bani. Și acum, altă categorie de lideri. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de ipsos, adică care nu sunt durabile, fragile, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Cu alte cuvinte, poporul acesta, dragii mei, duce lipsă de învățătură, da? Duce lipsă de cunoștință de Dumnezeu în viața lui. Cele trei categorii de lideri care ar trebui să facă treaba asta, vedeți aici, preoții, căpeteniile și prorocii, fiecare la rândul ei, această categorie de lideri ar trebui să aducă gândirea lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu în popor și din cauza aceasta i-a vrut să se întâmplă. Poporul din țară, acum nu mai avem lideri, ci poporul, uitați consecința. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cele nenorociți și pe cele lipsiți, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Dar vedeți? Mustrarea lui Dumnezeu, denunțul, începe cu liderii. Ca o consecință a faptului că liderii nu învață poporul, poporul se comportă în felul acesta. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul sfărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu mă nimicesc, dar nu găsesc unul. Și acum, iată consecința finală. Mânia lui Dumnezeu asupra poporului. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului, zice Domnul Dumnezeu. Uitați cum evoluează răul, dragii mei, în această comunitate, în poporul lui Dumnezeu. Liderii încetează să mai învețe, probabil din cauza caracterului lor și a lăcomiilor, liderii nu mai învață, poporul se strică, pentru că nu sunt învățați și mânia lui Dumnezeu se desfășoară, se abate asupra poporului. Dragii mei, acest parcurs nefericit, tragic, are loc în orice biserică în care poporul duce lipsă de cunoașterea lui Dumnezeu, în care poporul nu este învățat. Rick Warren spunea în, cred că în cartea lui, o biserică, o pasiune, o viziune, spunea în felul următor. Cu cât, ca pastor, cu cât vei fi mai bun, mai competent ca învățător, cu atât vei avea mai puțină treabă ca și consilier. Repet, cu cât vei face o treabă mai bună ca învățător, cu atât vei avea mai puțin de lucru ca și consilier. Vei avea nevoie mai puțină de consiliere. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am văzut și din faimosul citat al lui Luther, face mult peste așteptările noastre. El nu rămâne doar la un stadiu de asimilare
intelectuală. Cuvântul are această putere tainică de a schimba viețile oamenilor. Viețile oamenilor se îndreaptă în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Eu de cele mai multe ori când fac consiliere în biserică, cele mai multe dintre situațiile care, în afară de consilierea premaritală, să zicem, care mi se aduc la cunoștință, sunt situații în care oamenii vor să aplice Cuvântul lui Dumnezeu în viețile lor și poate nu știu atât de bine cum să o facă în anumite detalii. Da? Deci, practic, am constatat că în activitatea mea pastorală, cam ce nu pot aborda în predică, pentru că în predică nu te poți referi la viața fiecăruia în parte, ai niște aplicații generale care, așa cum am văzut, prin care ne străduim, nu să atingem viața, viețile oamenilor care ne ascultă, dar aplicațiile sunt generale. Și atunci oamenii vin și mă întreabă cum să aplice acele principii în detaliile vieților lor, atunci când sunt dezorientați, că nu știu cum. Asta este marea parte a muncii mele de consilier. Și este o realitate îmbucurătoare. Pentru că îmi dau seama că oamenii au această dorință de a împlini știu Cuvântul lui Dumnezeu, vor să-L împlinească și poate nu știu cum să aplice. Și atunci rolul meu este acela de a-i călăuzi, așa cum spune Scriptura, de a-i călăuzi, de a-i arăta calea. Practic, și în momentul în care fac consiliere, eu nu sunt un psiholog, ci sunt tot un învățător. Dar îl învăț pe om ca individ, nu biserica în calitate ei de comunitate. Asta nu înseamnă că consilierul n-ar trebui să fie avizat psihologic. Mi-aduc aminte de definiția pe care fratele Radu Țârle o dădea consilierului spiritual. Unii dintre voi poate ați auzit de fratele Radu Țârle, în scripte, este încă colegul nostru aici la institut, a fiind demnitat, nu poate preda. Dar eu am făcut și mă bucur foarte mult că am studiat consilierea spirituală cu fratele Radu, pentru că este un specialist, are doctoratul luat în consiliere într-o universitate din Statele Unite ale Americii și dar lui definea consilierul în felul următor. Consilierul spiritual este un creștin matur, bine informat teologic și avizat psihologic, care asistă pe un alt creștin în procesul maturizării sale spirituale. Deci, consilierul este bine informat teologic și avizat psihologic. Consilierul spiritual nu trebuie să fie în primul rând un psiholog. Acela este psihoterapeut. Are și la rolul lui. Unii nu le găsesc niciun rol. Eu cred că au și rolul lor. Dar consilierul spiritual trebuie să fie în primul rând teolog și apoi avizat psihologic. Eventual să se folosească de anumite noțiuni generale în cazul în care este nevoie de acestea. Bun. Continuăm prin a observa un alt aspect din Vechiul Testament legat de activitatea catehetică sau de învățarea, importanța învățării legilor lui Dumnezeu, și anume că învățarea legii este asociată cu reforma religioasă. Și anume, cazul în care oamenii fie au găsit legea, este vorba de împăratul Iosia, o să vedem, fie au găsit legea, găsind legea și citind-o, sau avut loc un moment de pocăință excepțională, s-au întors la Dumnezeu, fie și-au dorit o reformă religioasă și ea n-a fost posibilă în absența învățării Cuvântului lui Dumnezeu. În 2 Regi, capitolul 23, avem următoarea situație. Istoria lui Iosia începe din capitolul 22, când el poruncește reabilitarea casei lui Dumnezeu după o serie de câțiva împărați răi, idolatri, urcă pe tron împăratul Iosia, un om evlavios, după inima lui Dumnezeu, dar, bineînțeles că țara era după ultimii trei împărați, al lui Israel, doi, este vorba de Manase și Amon, ultimii doi împărați înainte de Iosia, fuseseră idolatri, deci cufundaseră țara în idolatrie, se pusese în praf, efectiv, pe cultul lui Iahve, pe închinarea către Dumnezeul adevărat, pe ritualul de la templu. Și atunci, Iosia
pentru a-și, pentru a se relua închinarea, viața religioasă a poporului. Și în aceste condiții este găsită legea lui Dumnezeu. Sunt găsite, este găsit textul legii. Când este citit în fața împăratului, împăratul își sfârșie hainele și îi spune: vai de mine, mânia lui Dumnezeu este peste noi, că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Practic, vedeți, deși era un om după inima lui Dumnezeu și încerca să restaureze cultul lui Iahvea, Dumnezeului cel adevărat, omul nu era conștient de drama propriului său popor, de tragedia în care zăceau. Și în momentul în care îi se revelează Dumnezeu prin lege, își dă seama în ce situație se găsesc. Și după ce are loc momentul acesta al pocăinței, în capitolul 23, și titlul pus de traducător, sună în felul următor: nimicirea închinării la idoli. După ce are loc citirea aceea a legii, Dumnezeu vorbește și profetic, printr-o prorociță, prin prorocița Hulda, și are loc reforma spirituală, reforma religioasă. Ce vreau să înțelegem de aici, dragii mei, este următorul lucru. Noi ne putem propune să reformăm anumite aspecte din viața bisericii. Ne putem propune să o îmbunătățim, să o cărbim, aș zice eu. Pentru că și omul ăsta care avea o inimă pentru Dumnezeu a încercat același lucru și a dat seama că trebuie restaurată casa lui Dumnezeu, reluată închinarea. Dar până când n-a stat față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, nu și-a dat seama de problemele pe care le avea, de situația în care se găsea. Până când poporul n-a stat față în față cu legea, că după ce a fost citită împăratului, a fost citită în auzul întregului popor, până când poporul n-a fost învățat legea lui Dumnezeu, până când nu i s-a citit, până când nu i s-a explicat legea lui Dumnezeu, poporul nu știa cât de proastă este starea lui, cât de decadentă este viața lui spirituală. Abia la contactul cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, au demarat adevărata reformă religioasă. Până atunci au vrut să restaureze templul. Era bună și treaba aia, dar era tot forma, o religie formală. Abia după ce și-au dat seama de starea spirituală, au demarat adevărata reformă spirituală. Exact așa se va întâmpla, dragi studenți, și cu bisericile noastre. Și se întâmplă unele dintre ele. Putem noi să restaurăm ce vrem, să cârpim ce vrem, până când nu avem activitate catehetică, până când nu-i învățăm serios pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, nu ne dăm seama nici noi, nici ei, de starea în care suntem și de nevoia noastră de reformă. Și ce ar trebui reformat? Și ce ar trebui schimbat în viața poporului? Avem o altă reformă în Ezra 7, adică în cartea Ezra, nu doar în 7, în cartea cărțile Ezra și Neemia. Dar în 7, cu 9 la 10, ne este descris Ezra, reformatorul. Și spune felul următor. Care este secretul acestei influențe pe care el a avut-o și la curtea imperială și în viața poporului? Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea. Mâna bună a Dumnezeului Său fiind peste el. Căci, să vedem de ce aici acest căci, a, fiindcă, deoarece, ce exprimă? Ce fel de prepoziție este aceasta? Conjuncție, vă scuzați. Ce fel de conjuncție? Cauzală. Iată cauza. Chiar dacă apare după versetul 9, versetul 10, avem cauza. De ce? Pentru că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și mai multe decât atât. Și să învețe pe oameni în mijlocul Israel legile și poruncile. Aceasta este baza, explicația, dacă vreți, reforme pe care Dumnezeu l-a ajutat să o facă în Israel, după întoarcerea lui din exil. Faptul că el și-a pus inima să îl caute pe Dumnezeu învățând legea și că i-a îndemnat și pe alții, i-a învățat și pe alții să o facă. Dragii mei, aici avem, dacă vreți, într-un singur verset, descrierea pastorului ideal. Pastorul pe care îl vrea Dumnezeu în fruntea oricărei biserici este pastorul care își pune inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Și ar fi interesant să de făcut o exegeză pe acest verset. Ce înseamnă să adâncească? Asta înseamnă un studiu cel puțin. Un studiu aprofundat. Când veți fi slujitori. Nu neapărat
să ajungeți pastori, slujitori, orice fel de slujitori, că veți fi evangheliști, lideri de tineret, orice ați fi în bisericile voastre. Nu studiați Scriptura doar pentru a ajunge la învon. Sau pentru a vă pregăti lecțiile de grup. Sau pentru a vă pregăti mesajul la tineret. Studiați Scriptura, aprofundați pentru voi înși vă, studiați. Construiți-vă această disciplină în viețile voastre, ceea ce va fi, să știți, o provocare. După ce veți termina facultatea. Pentru că aici studiați vrând nevrând. În primul rând, programul vostru este mai fix aici și atunci vă vine mai ușor să vă stabiliți un timp devoțional. Veți vedea când programul vostru nu va fi fix. Că nu veți avea capelă care să înceapă la, sau micul dejun să înceapă la 8, capelă care să înceapă la 8 jumate, cursul care să înceapă la 9, aici de bine de rău, viața ți este organizată. Vrei tu sau nu vrei. Când nu mai ai acest program care să-ți organizeze viața și va trebui să-ți organizezi tu singur, atunci va fi o provocare și să ai un timp devoțional, va fi greu să te disciplinezi, că nu mai ai. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, este că aici viața de studiu ți este organizată, ea gravitează în jurul temelor de studiu pe care le ai. Lucrări de seminar, lucrări de cercetare, de referat, sesiune și așa mai departe. Deschizi Biblia ori vrei, ori nu vrei. Ești în contact cu știința teologică ori vrei, ori nu vrei. Ce se va întâmpla să când termini școala, ajungi acasă și nu mai ai nici programul zilnic care să-ți disciplineze viața și nu mai ai nici teama de sesiune, obligativitatea lucrărilor de seminar și de referat, faptul că te ascultă profesorul, va trebui să te disciplinezi astfel încât să studiezi asidu Cuvântul lui Dumnezeu, să-ți dezvolți o tehnică de studiu a Cuvântului lui Dumnezeu proprie, prin care să adâncești Cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Școala te-a învățat numai cum se face. Dar nu școala adâncești. După aceea adâncești. Vă spun din proprie experiență ceea ce m-a ajutat mai târziu în lucrarea chiar și didactică și pastorală. În timpul vacanțelor, când eram student în vacanță, îmi făceam program zilnic de studiu, care dura între 6 și 8 ore zilnic. Studiam Scriptura. Ori tematic, ori exegetic. Am avut vacanțe în care mi-am luat un comentariu, și că într-o vacanță am luat comentariul mai exegetic al lui Sabin Verzan. Dacă unii poate l-ați văzut, comentariul petit al preotului profesor Sabin Verzan, un comentariu destul de gros și un comentariu bun. Și cu textul grecesc în față, traducerea Cornelescu și cu comentariul lângă mine, am studiat efectiv verset cu verset epistola către timp. Citeam în română, citeam versetul în greacă și până vedeam ce spune comentatorul în acel comentariu. Și o vacanță întreagă am studiat epistola către timp exegetic cu textul grecesc în față. Astfel încât să-mi creez disciplina aprofundării, a adâncirii învățăturii biblice în absența activității școlare. Aici, altădată studiam tematic, luam o temă la alegere și citeam tot ce aveam în bibliotecă pe tema, sau ce găseam pe tema respectivă. Să-mi clarific un subiect. De cele mai multe subiecte care îmi rămâneau neclare din timpul anului școlar. Uite, asta vrea să aprofundez. Nu mi-e clar, ar vrea să știu mai mult. Și atunci aprofundez un subiect, o doctrină, o carte biblică. Cream propriile mele tehnici de aprofundare a Scripturii, în afară de predicile pe care le făceam. De aceea vă sfătuiesc să faceți același lucru în vacanțele voastre, pentru că asta vă așteaptă. Când terminați școala, va trebui să adânciți, să cunoașteți din ce în ce mai mult. Nu să considerați facultatea apogeul și pe urmă după facultate să ne ajute Domnul să menținem, măcar ce știam în facultate, să nu uităm, dacă nu chiar unii coboară, se plafonează sau chiar involuează. Va trebui facultatea, sfârșitul facultății să fie un început. Sfârșitul să fie un început. Să progresați, poate într-un ritm mult mai alert decât ați făcut-o în facultate. Apoi, Neemia, alt reformator. Neemia 8. În versetele 1 la 8. Deci până în capitolul 8, Neemia ajunge în Ierusalim, îi face conștienți pe lideri de stare deplorabilă în care sunt, se uită la zidurile dărâmate, își organizează
viața, sau să zicem, reconstruirea zidurilor Ierusalimului, dar pentru pentru o reformă spirituală, că era nevoie și de reformă spirituală, nu doar de reconstruirea zidurilor, iată că a fost nevoie de lege. Capitolul 8 are chiar acest titlu dat de traducător, citirea legii. Și acum, împreună cu Ezra, iată ce se spune că au făcut. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, versetul 3, pe locul deschis înaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea legii. Cărturarul Ezra stătea acolo împreună cu alții și spune Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul. Și acum, despre aceștia asistența ai lui Ezra, ce se spune? Versetul 7. Azaria, Zabat, Anan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Nu știm cum au făcut-o, că s-au organizat pe grupuri, că pe rând o făceau, dar erau niște oameni care lămureau legea. Uneori, poate chiar trebuiau să o traducă. De tot muncă de exeget făceau și ei. Pentru că s-a părea că după venirea din exil, evreii n-au mai vorbit ebraica. Puțin dintre ei mai înțelegeau cuvintele legii care erau în ebraică. S-au întors vorbind aramaica, care a avut și ea mai multe stadii de dezvoltare. De aceea, când le lămureau legea, unora probabil trebuia să le și traducă, efectiv să le spună ce însemna acel text. Ei, spune, citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Sunt trei activități foarte importante aici. Citeau deslușit. Avem, efectiv, lecție de homiletică aici. Citeau deslușit, astfel încât poporul să, probabil cei care înțelegeau mai greu limba, să o înțeleagă, cei care nu înțelegeau, probabil aveau traduse acele versete din lege, citeau deslușit pe oameni, îi arătau înțelesul, asta înseamnă că o interpretau cu scopul de a îi face să înțeleagă. Ei n-au considerat că simpla auzire a legii are un efect miraculos, ci oamenii trebuie să înțeleagă ca să se declanșeze o reformă. Și apoi, după aceasta, dacă veți citi începând cu versetul 9 și mai departe, capitolul 9, avem o reformă. Prăzluirea sărbătorii corturilor, de urmă, postul și mărturisirea păcatelor. Vedeți? Reforma spirituală se declanșează după ce poporul învață sau este învățat de către conducătorii lui legea lui Dumnezeu. Făcând o comparație cu 2 Cronici 15 cu 3, am zis să facem o comparație, cum vorbește Dumnezeu despre o altă perioadă din istoria lui Israel. În 2 Cronici, în 2 Cronici 15 cu 3, se face referire la epoca judecătorilor. Și uitați cum vorbește Dumnezeu prin proroc, prin prorocul Azaria, despre această epoca judecătorilor. Multă vreme, este vorba de vremea judecătorilor, Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat. Deși era poporul ales. De ce? Pentru că era fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Poporul ajunge, dragii mei, fără Dumnezeu, dacă nu are preot care să învețe și legea care să fie învățată. Deci, vedeți, avem exemple pozitive din 2 Regi 23, Ezra 7, Nehemia 8, dar și un exemplu negativ pe care Dumnezeu îl dă împăratului Asa, tot un împărat evlavios. Poporul poate ajunge fără Dumnezeu, tot un împărat care a declanșat o reformă religioasă. Poporul poate ajunge fără Dumnezeu în afara unei activități, a unei lucrări catehetice temelice. Și apoi, învățarea legii, dragii mei, este răsplătită. Am impus acest punct, el nu face obiectul multor învățături din Vechiul Testament, dar este precizat așa ceva. În Daniel, capitolul 12, acest capitol este singurul capitol din Vechiul Testament, singurul loc din Vechiul Testament în care avem mențiuni deslușite despre învierea morților. Știți că în Vechiul Testament, și
Și dacă nu știți, o să învățați oricum, când veți studia cu poate fratele de Dobrie, dacă nu cumva studiați Evangheliile, sau încă n-ați început să studiați cu fratele de Dobrie teologia Evangheliilor, veți vedea la doctrina despre Împărăția lui Dumnezeu că în Vechiul Testament nu se vorbea despre, nu exista această doctrină a învierii morților. De aceea spun că Daniel, capitolul 12, în Daniel, în capitolul 12, avem singura mențiune deslușită despre învierea morților. Această doctrină, învățătură despre învierea morților s-a dezvoltat mai mult, de fapt s-a dezvoltat în perioada intertestamentară. Evanghelia Vechiului Testament. Da, am putea spune că în Daniel aici avem o proto-evanghelie, să spunem așa. Și iată ce spune el. Versetul 23. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Asta înseamnă, dragii mei, că oamenii cei mai prețioși, și asta găsim și în învățătura Domnului Iisus Hristos, cei mai prețioși, să zic așa, dacă pot spune în felul ăsta, că Dumnezeu ne prețuiește pe toți la fel. Dar iată, de o răsplată, hai să spunem așa, de o răsplată deosebită din partea lui Dumnezeu. Foarte scump din ochii lui Dumnezeu. Sunt oamenii care adâncesc cuvântul lui Dumnezeu și învață corect pe alții legile lui Dumnezeu. De ce spun treaba asta? Din două motive. În primul rând, cultura noastră contemporană este foarte puternic impregnată de un spirit economic, machiavelic, managerial, afacerist, cum vreți să-i spuneți. Este, hai să spunem la modul general, un spirit pragmatist. Cel care face mult, cel care organizează bine, cel care este un bun manager și organizator și administrator, ăla este considerat un om indispensabil. Un om eficient. Și din nefericire, biserica, dragii mei, a preluat acest tip de gândire sub influența culturii secolului nostru, așa, o cultură corporatistă, aș numi-o eu. Bisericile, în general, în biserică se gândește ca într-o corporație. Există, dacă vreți, uneori chiar o organigramă a conducerii după modelul corporațiilor. Și avem o gândire corporatistă până și în biserică. Și oamenii pe care zicem noi, oamenii indispensabili, oamenii eficienți în lucrarea Domnului, sunt considerați acești oameni foarte descurcăreți, buni organizatori, cu spirit managerial. Și este adevărat, și oamenii aceștia sunt importanți. Dar atenție! Nu vă lăsați influențați nici de cultura secolului nostru, cultura corporatistă, nici de așteptări de oameni. Pentru că această cultură a creat niște așteptări ale oamenilor față de păstor, potrivit cărora păstorul trebuie să fie descurcărețul bisericii. Așa, care să știe, domnule, să priceapă la șantier, să se priceapă, știu eu la ce, la relația cu autoritățile, la, mă rog, la împărțit banii, la împărțit ajutoarele, la, știu eu la ce, la făcut, la deschis cantine pentru săraci, proiecte sociale și așa mai departe. La toate trebuie să priceapă păstorul. Nu. Păstorul, dragii mei, nu trebuie să fie. Vă spun clar. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem organizare. Trebuie să mai facem din gând. Păstorul nu trebuie să fie cel mai bun organizator sau organizatorul bisericii. Pentru că aceasta îl va distrage de la ceea ce el trebuie să fie din punct de vedere biblic, nu din punct de vedere secular. Și anume, un învățător al Scripturii, al Cuvântului lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie el. Spuneam că există două motive pentru care accentuez acest adevăr în fața voastră. Primul, pentru că există această cultură seculară care tinde să-și pună amprenta asupra culturii eclesiale. Și în al doilea rând, pentru că presiunea aceasta, dragii mei, pe care o veți vedea din partea oamenilor, vă va crea impresia, că este mult mai bine recompensată și din partea oamenilor și din partea lui Dumnezeu,
activitatea de organizare. Doamne, dacă ești un bun organizator, dacă ai ăsta, dacă știi să lucrezi cu oameni, dacă ai people skills, cum zic americanii, așa, iată că mă prostesc și eu, dar nu am o expresie, abilități relaționale, să zicem așa, înzestrări relaționale, vei fi mult mai bine recompensat decât dacă ești un tocilar, cum îi numesc astăzi oamenii pe ăștia care studiază, decât dacă vei fi un învățător. Adică, oamenii normal să-i aprecieze pe cei care le rezolvă problemele, pe cei care organizează bine, pe cei care găsesc, care au o altă abilitate, zic americanii, problem solving, așa. Deci să fii în stare să rezolvi probleme și așa mai departe, să iei decizii, nu să faci decizii, chiar dacă e expresia să iei decizii, mă scuzați. Vi se va părea că oamenii, și oamenii într-adevăr, vor recompensa mai bine acest tip de personalitate și de activitate. Dar nu uitați, voi nu sunteți în fruntea bisericii pentru a fi recompensați de oameni. Pentru a căpăta bunăvoința oamenilor. Aici se aplică în cazul nostru ceea ce spune Apostolul Pavel în Galateni. Caut eu oare bunăvoința oamenilor sau ca lui Dumnezeu? Dacă aș căuta bunăvoința oamenilor, acceptarea oamenilor, recompensa oamenilor, nu mai sunt robul lui Hristos. Să vă intre bine în capete și inimi, păiți. În momentul în care căutați bunăvoința oamenilor și nu mai sunteți niște învățători biblici, nu mai sunteți robii lui Hristos. Că Hristos la asta v-a trimis. Să învățați pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Și această activitate, de aceea am și notat lucrul ăsta în prezentarea mea. Această activitate poate nu va fi recompensată de oameni. Și nu va fi, să știți. Vor fi situații în care, oricât de matură ar fi biserica, vor fi situații în care oamenii vă vor reproșa că studiați prea mult și faceți prea puțin. Să vă bucurați, în primul rând, atunci, pentru că răsplata voastră este mare în cer, că așa au prigonit și pe prorocii înainte de voi, în sensul că ei spun lucruri rele și neadevărate despre voi. Dar nu vă lăsați doborâți de această presiune. Pentru că chiar dacă lucrarea voastră ca învățători ai Cuvântului lui Dumnezeu nu va fi recompensată de oameni, va fi cu siguranță recompensată de Dumnezeu în două moduri. În primul mod în care veți găsi recompensă, și poate nu mulți o vor observa, unii o vor observa, unii nu. Prima recompensă pe care o veți găsi va consta în viețile schimbate ale oamenilor. Veți vedea cum biserica merge bine, viețile oamenilor se schimbă, ea intră pe un făgaș, viața ei se armonizează, crește datorită Cuvântului lui Dumnezeu și a faptului că v-ați înțeles importanța învățării Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt mulți care nu vor vedea acest lucru. Li se va părea că merge de la sine. Merge de la sine. Care e legătura lor? Predică bună și adică oamenii ce? Oamenii pot mânca la fel de bine și râgâi, ori cu o predică bună, ori o predică bună. Contează așa, să te vizitezi, să mergi la bolnav, să le dai bani, să le faci multe sponsorizări, ceea ce nu e rău, dacă vă permite timpul. Dar nu asta e treaba voastră principală. Biserica va merge bine pe măsură ce veți hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu și o hrăniți bine. Sau grupul de care vă ocupați, sau tineretul, cei care veți lucra cu tineretul. Vă spun din proprie experiență. Și al doilea aspect este aspectul prezent al răsplătirii. Este o răsplătire dulce-amară. Dulce pentru că vedeți rezultate, dar amară din pricina amărăciunii pe care poate vă vor face, amărăciunilor pe care vi le vor face, vi le vor aduce oamenii care nu înțeleg așa ceva, care gândesc prezentist și pragmatic. Și al doilea aspect al răsplătirii este cel eschatologic, bineînțeles, pe care îl avem și în versetele din Daniel. Vor avea, nu știu în ce va consta, dar vor avea o răsplătire, o strălucire deosebită în ochii lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu oamenii care au învățat pentru ei înșiși legea lui Dumnezeu și au învățat și pe alții să facă la fel. Și Domnul Hristos spune la fel în Matei 5. Și la ce mă refer? Cel care va strica una din aceste porunci și va învăța pe oameni să facă așa, va fi mic în împărăția lui Dumnezeu. Mic acolo nu înseamnă că va avea și el un scăunel acolo. Mai micuț, va fi izolat sau discret în împărăția lui Dumnezeu. Mic înseamnă insuficient ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Și
Cel care, dar cel care zice, îi învață pe oameni corect legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, va fi mare în împărăția lui Dumnezeu. Nu știm exact ce înseamnă mare, dar dacă Dumnezeu spune mare, trebuie să-L luăm pe cuvânt. Sigur, nu ne spune în ce constă această mărime, pentru că nu o putem noi concepe, nu se poate descrie prin cuvinte omenești. Este vorba de o lume care ne depășește din punct de vedere spiritual, intelectual, depășește capacitatea înțelegerii noastre. De aceea Dumnezeu se exprimă cu privire la împărăția Lui, fie, și mai ales cu privire la răsplătire, fie metaforic, fie foarte vag. Pentru că n-am putea înțelege, cum zice și Pavel, ce a văzut acolo, nu este îngăduit omului. Deci, nu că Dumnezeu i-ar fi spus să nu le spui proștilor la domnul de jos ce ai văzut aici și lasă, știi numai tu. Nu în sensul ăsta este, nu este îngăduit, ci în sensul că nu poate, îi depășește puterea de a exprima. Haideți să vedem și în Noul Testament. Mergem mai scurt. Prin catehizare, biserica locală era consolidată duhovnicește. Ne oprim doar la textul din Fapte 11, 19-26, se vorba de Antiohia. Biserica din Antiohia ia ființă ca urmare a persecuției care i-a alungat pe creștinii din Ierusalim în cetățile din împrejurim. Cei ce se împrăștia, se răspune, din pricina prigonirii, au propovăduit, și grecilor, ea naște o biserică. Și după ce ea naște o biserică, frații mei, ia uitați ce se întâmplă. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și ce a făcut biserica din Ierusalim. Vedeți ceea ce a înțeles un adevăr fundamental. Că biserica asta nu se poate proaspăt înființată, nu se poate întări dacă nu se petrece un lucru acolo. Zice, au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă a lipit de Domnul. Așa. Și pe urmă spune, 25. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată în sala tânărilor de creștini. Un an de zile, Barnaba și Pavel au stat acolo și au învățat pe oameni. Ei au știut că biserica aceasta, deși Barnaba a văzut harul lui Dumnezeu, este foarte interesant, Barnaba vede harul lui Dumnezeu, a putut să zică, mare har, rămâneți în har, mergem mai departe. Deși a văzut harul lui Dumnezeu, el a înțeles că harul lui Dumnezeu presupune și cooperarea voinței umane, a lucrării pastorale. Și l-a adus pe Saul acolo și un an de zile au consolidat acea biserică. Capitolul 15, versetele 30-35 au drept subiect tot lucrarea din Antiohia. După ce biserica din Ierusalim a luat acele decizii cu privire la părtășia dintre iudei și neamuri, spune Scriptura că Pavel și Barnaba s-au dus înapoi la Antiohia și i-au învățat pe antiohieni hotărârile bisericii. Iarăși i-au învățat. Biserica din Antiohia, dragii mei, s-ar părea că a avut parte de o catehizare foarte sănătoasă. Și am zis, Domnule, de obicei, bisericile astea care pun un accent mare pe învățătură pierd în alte domenii. Nu este adevărat. Dacă știu ce, cum să facă învățătura și cum să trăiască învățătura, pentru că învățătura aceea va motiva, ne va deschide ochii și cu privire la alte dimensiuni ale vieții eclesiale. Prin ce găsim noi că s-a remarcat Biserica de la Antiohia în Cartea Faptele Apostolilor? Știe cineva? Misiune. Misiune. Misiunea la neamuri. Biserica de Antiohia are să-i trimită la îndemnul Duhului Sfânt pe Pavel și pe Barnaba în misiune. Prima călătorie misionară a lui Pavel pleacă din Biserica de Antiohia. Și nu mai prima, că avea să se întoarcă în Antiohia. Deci, vedeți, faptul că au avut parte de o învățătură sănătoasă le-a deschis orizontul, le-a deschis ochii, a făcut conștienți și cu privire la alte aspecte ale vieții eclesiale. Prin catehizare, apoi, Biserica era călăuzită în trăirea vieții creștine. Și aici mă refer la faptul că Biserica învăța să trăiască viața creștină în toate dimensiunile și detaliile ei. Iată, în 1 Timotei, capitolul 5, de având în pastorale, Pavel îl învață pe Timotei să se adreseze nevoilor specifice ale Bisericii. Și zice,
Nu mustacul asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tine sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Și acum, cinstește pe văduve și începe să se ocupe de categoria aceasta a văduvelor și mai târziu de alte categorii. Prin catehizare, Pavel învață pe Timotei ca prin catehizare să se ocupe de toate segmentele bisericii. Biserica este învățată, călăuzită să-și trăiască credința în toate detaliile ei. Pe urma 17 la 19, zice, prezbiterii care cărmuiesc bine și învață cu privire la prezbiteri. 1 Timotei 2, 23 la 26. 23 la 36. Ferește-te de întrebările nebune și zice, rocul Domnului nu trebuie să se certe. Și acum, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Și ia uitați, cu cine mai trebuie să fie răbdător? Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Și asta trebuie să știe să facă în calitate de catehet. În nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și, zice, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului. Frații mei, nu orice om care are o idee, o gândire diferită de a noastră este eretic. Fiți foarte atenți. Sunt oameni care, din lipsă de învățătură, din naivitate, să prinde ei tot felul de bâzdăgănii, de gângănii doctrinare, să zicem așa. De microbi și de boli doctrinare. Nu-i considerați, nu-i lepădați repede ca pe niște eretici. Ci spune, ei s-ar putea să fie potrivnici, să vă fie potrivnici. Spune, să-i îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Potrivnicii aceștia sunt aceia care din naivitate, din lipsă de maturitate, de învățătură, nu știu, au dat în erezie, în învățături străine. Nu sunt acei eretici care, din încăpățânare, din împietrirea inimii, și răvoitori fiind, desfină biserica și seamănă învățături străine. Sunt unii care au idei greșite și care trebuie abordați pastoral, nu polemic. Două abordări diferite. Pavel învață și pe Timotei să fie și polemic în alte circunstanțe. Să lupte lupta cea bună, să lupte pentru învățătura sănătoasă. După întâi așa doua mustrare zice, depărtează-te de cei ce fac certuri. Aia sunt eretici care trebuie izolați. Dar ăștia nu. Biserica este călăuzită și în trăirea vieții creștine și în îndreptarea celor care au luat o raznă, să spunem. Luăm și din Tit 2, numai la început. Tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Numai ea iarăși pe categorii. Vedeți? Spune că bătrânii trebuie să fie așa. Versetul 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să fie așa. Sfătuiește de asemenea pe tine. Versetul 9. Sfătuiește pe robi. Pe categorii. Vedeți? Biserica, prin învățătură, biserica este călăuzită pe calea credinței. Învață să-și trăiască credința în cele mai mici detalii. Prin catehizare, de asemenea, biserica locală este protejată de erezii. Dacă într-o biserică, dragii mei, ereziile prind ușor, acum orice biserică se poate confrunta cu lupta cu ereziile. Dar când o biserică ereziile prind ușor, prind pentru că nu are bază doctrinară și biblică. Nu are învățătură temeinică. Da. Chiar zilele astea am auzit într-o biserică, un pastor din America, era trecută vizită acolo, am fost la Suceava, și l-a aprobat decât 2-3 din biserica aia, spunea, fraților, știți romani, legea, de fapt, care era legea Vechiului Testament? Ce spune Pavel acolo? Păcat. E legea. Mm-hmm. Era cam bine la mine. Da. O 2, da, vă 2-3 atâta, nu o biserică. 2-3 care era așa. 2-3 e o situație fericită. Așa. Mai nefericită e situația în care vine și au fost situații în care au schimbat predicatori veniți de prin diaspora, s-au schimbat toată viața bisericii. Vorbeam de pilota ca Domnul Iisus și au spus ultima prelătate, m-au primit în cer. Adevărata creatată de sănătate. Da, da. Că unul a schimbat într-o biserică ora la care începe programul. Predicator venit, așa cum. Frate, de ce începe la ora 10? Așa că Domnul Iisus se cheamă să începe la ora 9. Da! Cine vrea să înceapă la ora 9? Până ascult. Ai zis, frate, zis păstorul. Duminica viitoare începe la 9. Așa. Da? Biserică foarte ușor purtată. Foarte ușor purtată. Dacă ar fi fost o biserică statornică, măcar să fi știut ce înseamnă autoritatea pastorală în biserică. Faptul că
lucrurile nu se hotărăsc în felul ăsta. Ar zis, da, frate, mergi și începe matale de la 9 acolo. La matale în țară când e 9, acolo la 90. Așa că să vedem oare. Da. Ce înțelegem noi, zilele noastre, prin catehete, noi înțelegem cateheza dinainte de botez. Dar să înțelegem că cateheza nu este doar înainte de botez, ci este o durată... Este studiu biblic. Da. Asta este. Da. O să vedem, o să, de data viitoare, o să începem cu ajutorul lui Dumnezeu să facem tipuri de cateheze. Și o să vedem că cateheza prebaptismală este unul dintre tipurile de cateheză care trebuie să fie în biserică. Dar nu trebuie să ne rezumăm cu învățătura doar înainte de botez. O să discutăm atunci despre... La început, cred că am clarificat termenii și am spus, când spun cateheză și catehizare, mă refer la studiu biblic și catehizare învățare sau activitatea de studiere a Bibliei în biserică, nu doar de predicare. Că am făcut, dacă vă aduceți aminte, la prima noastră întâlnire, diferența dintre studiu biblic și predică, diferența biblică, atât doar. Am văzut că la Apostol și la Domnul Hristos existau, nu, activitatea de propovăduire, predicare sau propovăduirea împărăției și învățare. Iisus propovăduia și învăța pe oameni. Pavel propovăduia și învăța pe oameni. Două activități distincte. Așa. 1 Timotei 4, 1 la 6. Spune Pavel despre faptul că Duhul spune că Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă se vor lepăta de credință, să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor, da? Spune despre cei care opresc căsătoria și așa mai departe. Și spune după aceea, versetul 6, dacă vei pune în mintea fraților, adică doctrina sănătoasă, că zice, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat să ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și acum, ia uitați care era datoria lui Timotei. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Poate bine. Dacă îi înveți, dacă îi păzești erezii, dacă lupți cu ereziile, ceea ce trebuie să fim foarte atenți la populism, dragii mei, sunt biserici în care, din cauza nivelului scăzut de maturitate, oamenii îmbrățișează cu anumită învățătură străină de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar învățătorul biblic are sarcina de a corecta acea mentalitate. De a corecta acea idee. Chiar poate de a le spune oamenilor. Dar bineînțeles trebuie să aibă, să fie documentat, să fie argumentat. Da? Să aibă la bază cuvântul lui Dumnezeu o idee proprie. Trebuie să le spună oamenilor. Și vă spun din proprie experiență asta. De multe ori va primi poate, sau poate nu de multe ori. Să luăm situația fericită. Uneori. Va trebui să le spuneți oamenilor, în ciuda ceea ce s-a crezut până acum și în ciuda ceea ce s-a spus, frații mei, iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, să dau un exemplu din proprie experiență, oamenii, nu știu dacă și din alte biserici, dar ce obțin în biserica noastră am întâlnit gândirea potrivit căreia darurile Duhului Sfânt nu sunt pentru toți. Creștinii care privesc darurile de Duhului Sfânt formează o castă superioară. Dumnezeu nu are darul pentru toți. Creștinii se împart în două categorii. Fără darul, creștinii regular, așa cum ar zice americani. Da? Creștinii obișnuiți, consumatorii, da? Ocupanții de bănci și creștinii cu darul. Aia formează o castă superioară, o pătură superioară. Și în câteva rânduri, când am ajuns la 1 Corinteni 12, am demonstrat acolo, pe baza exegetic, teologic, Pavel spune fiecăruia îi se dă. Apare de multe ori acolo toți sau tuturor. Vedeți, fraților? Am luat-o și în greacă, am luat-o și cu toți creștini. Nu există creștin fără dar. Sunt creștini care nu lucrează cu darul. Dar nu există creștin fără dar. Și la urmă, am fost abordat de persoane influente din biserică, care au zis, frate, ce faci? Păi ne întorci cu susul în jos, acum. Și mi-am dat seama despre ce-i vorba. Știi, s-ar putea să fi fost cu susul în jos și acum suntem cu susul în sus și jos în jos. Așa. Dar zic, la ce vă referiți? Eu mi-am dat seama. Păi noi nu așa am fost învățați. Noi an de acum, an de acum, ni s-a spus că darurile nu sunt pentru toți. Darurile sunt pentru unii. Zic, da, acum, an de acum, vi s-a spus că darurile sunt pentru toți. Dar acum, dacă Biblia spune că toți, ce nu face? Da, dar noi nu am fost învățați așa. Și Dumnezeu a spus, tocmai asta e problema.
Că n-am fost învățați așa și acum trebuie să fim învățați cum trebuie. Așa. Și multe alte idei. O altă idee a fost aceea că dacă ai credință, Dumnezeu face întotdeauna după credința ta. Este o idee total nebiblică. Pentru că a trebuit să definim termenul de credință. Ce înseamnă credință? Prima greșeală pe care am descoperit a fost că în definiția credinței. Credința este acea convingere că Dumnezeu poate face ceea ce îți dorește. Câți din creștinii din cultul nostru, hai să numim așa, denominația noastră, nu cred că asta este credință. Credință înseamnă să crezi că Dumnezeu face ceea ce îți dorește și El va face după credința ta. Adică, fratele, dacă am avea credință puternică, am crăpat videoproiectorul în două. Dacă am avea suficientă credință, nu cred, cred, cineva spunea în felul următor. O blasfemie, aș putea spune. Era în fața unui coștiu, așa zice, bă, fraților, ce celor din jur. Dacă ar mai fi unul cu credința mea aici, să mă completeze, să mai fie unul cu credința pe care am eu aici, o înviem pe sora asta aici, din coștiu. Asta înseamnă că unul e credință. Ori credință nu asta înseamnă. Credință, din punct de vedere, înseamnă încrederea că Dumnezeu face bine tot ceea ce face. Chiar dacă mie nu convine. Asta înseamnă credință. Că Dumnezeu face bine tot ceea ce face. Să am încredere că Dumnezeu face bine tot ceea ce face. Că știe ce face. Și atunci, pornind de la definiția asta, am schimbat toată abordarea cu privire la credință. Cu privire la vindecare, cu privire la absolut tot. Și iarăși am fost abordat, dar de data asta și de persoane consternate și de persoane fericite. Dom'le, de când mă frământam eu cu tensiunea asta în mintea mea? Bă, dacă am credință, adică ce să fac? Să vă scrie mai tare să am credință. Ce înseamnă să am credință mare? Cât de mare poate fi credința asta? Ce înseamnă să ai credință? Întotdeauna când vedeam că nu se face după dorința mea, aveam sentimentul ăsta de frustrare. Și am zis, domnule, aș vrea să am credință mai mare. Dar s-ar părea că nu am. Din moment ce Dumnezeu îmi face cum vrea, eu înseamnă că nu am. Și atunci s-a clarificat, domnule, poți să ai credință cât ai avea. Convingere, ca și convingere, ca și tăria convingerii. Credința nu este aia. Credința înseamnă să ai încredere în Dumnezeu că ce face El. Sau nu face. Este bine. Și atunci datele problemei se schimbă complet. Dar au fost și unii oameni care au zis, frate, păi eu de azi nu mai știu pentru ce se mă rog. Până acum mă rugam cu credință să pice cu un pachetel cu bani din cer. Mă rugam cu credință să nu plouă când mă duc eu la serviciu. Mă rugam cu credință, eu știu, să nu mă prindă șeful cu nu știu ce treabă, cu sfert de oră întârziere. Acum ce mă mai rog? Asta arată, dragii mei, că o concepție greșită despre credință le-a distrus oamenilor viața de rugăciune. Nici nu mai știau pentru ce se roage. Nu știau cum să te rogi cu credință. Pentru ei, până atunci, cu credință înseamnă să te rogi convins că îi cum vrei tu și va fi. Nu știau să se roage cu încredere în Dumnezeu. Să zică lui Dumnezeu, Doamne, dacă găsești tu cale să se facă bine, dacă nu, tot bine, eu am încredere în tine și ajută-mă să acționez în consecință, să acționez în acord cu planul tău. Pentru ea asta nu era rugăciune. Rugăciunea care are rezultat în concepția unor oameni este aceea în care zice abracadabra și se face. Și aia e rugăciune care are rezultat. Dacă nu, atunci. O rugăciune, dragii mei, după părerea voastră, trebuie să schimbe în jurul nostru sau pe noi. Și. Și. Întâi pe noi. Mai întâi pe noi, dar și în jurul nostru. Și dacă nu schimbă în jurul nostru, e zadarnică? Nu este că e zadarnică. Dar atunci ce rol are? Deci, așa, de zadarnică. Dacă tu te-ai rugat, pentru un anumit, loc de muncă și Dumnezeu nu ți l-a dat, ai pierdut vremea? Nu. De ce? Stai în prezența lui Dumnezeu. Văzoși? Asta înseamnă că rolul primordial al rugăciunii, frații mei, este să ne schimbe pe noi. Aici iarăși am dat o bombă la un grup de tineri care mi-a spus în felul următor. Pe aia chiar am bombat așa aia. Dar după aia m-am mai chemat să le vorbesc. Când le-a spus, și veni vorba de cât de măreți suntem noi prin rugăciune și ce putem schimba prin rugăciune. Și le-am spus în felul următor. Noi nu schimbăm nimic prin rugăciune. Că dacă noi am schimbat ceva prin rugăciune, asta ar însemna că planul lui Dumnezeu se schimbă după cum ne rugăm noi de la o zi la alta. Și azi s-ar putea să mă rog, Doamne, fă să plouă, că am depus ceva, eu știu, în grădină și să răsară, și mâine s-ar putea să mă rog și să zic, Doamne, ai dat prea multă ploaie. Mi s-a îndecat sămânța sau ce. Deci, noi suntem ființe foarte schimbătoare. Dacă Dumnezeu și-a lăsat planul după cât de schimbători suntem noi, vă dați seama ce s-ar întâmpla. Și rugăciunea are ca scop
starea noastră în prezența lui Dumnezeu și armonizarea noastră cu planul lui Dumnezeu. Asta este scopul rugăciunii. La un alt curs am învățat că există, dacă vreți, repercursiuni chiar în istorie sau în care se întâmplă în exterior. Da. Dar întrebarea mea este, se întâmplă pentru că m-am rugat sau pentru că a fost planul lui Dumnezeu? Bun. Și atunci, care mai e rostul rugăciunii pentru că astea? Foarte interesant. Care e rolul? De ce mă pune pe mine Dumnezeu să mă rog, să zic? A, Dumnezeu vrea să fac o reformă, să zicem, în institut. De ce îmi pune mie Dumnezeu pe inimă să mă rog pentru acea reformă? Dacă el oricum îmi face. Eu cred că... Dacă el oricum îmi face. Sau dacă nu vrea, nu face. Trezim. Tu ca pe dragoste să te implici în reformă. Băi, eu, aș spune în felul următor. Dacă eu mă rog, Dumnezeu mă folosește în acea reformă. Dacă nu mă rog, nu mă folosește. Ok, domnul profesor, acum vă zic din și din mărturile misionare, ce citeam eu. Ziceau, erau misionari, spuneau, uitați, eram într-o perioadă așa dificilă, cu africani, canibal și mai departe, și Duhul Sfânt i-a pus inima tatălui meu la 2-3 noaptea să ridice, să roage pentru mine, și atunci vorbim că după aceea, chiar în momentele alea, am primit o putere supranaturală, am primit un ajutor, s-a întâmplat ceva. Cum corelăm atunci? Hai să luăm situația opusă. Da? Să luăm situația opusă și pe urmă prevenim și dăm un răspuns. Câți oameni sunt în necaz și în încercări mari, la un pas poate de a-și pierde viața sau așa, și nu se roagă nimeni pentru ei? Crezi că sunt astfel? Da. Când îi scapă Dumnezeu, datorită cărei rugăciuni îi scapă? Nu pot, acum nu pot să... Așa. Nu pot verifica lucrul ăsta. Nu se poate verifica lucrul ăsta, dar nu putem, de asemenea, să putem... Nu cred că eu, dacă sunt într-o călătorie, da? Și sunt în pericol, să zicem, cu mașina și să face o depășire periculoasă în fața mea, îmi vine pe contrasens sau nu știu ce, să mă pas de închel de viața, și eu familia. În momentul ăla, nu știu dacă se roagă cineva pentru mine. Poate nu trezește Dumnezeu pe cineva să roage pentru mine, dar Dumnezeu mă scapă. În momentul ăla, cred că nici eu mai am mingheață gândurile, nici eu nu mă mai rog. Dar pun mâine la ochi, iau, mă rog. Să roagă biserica. Așa, nu neapărat. Deci nu cred că biserica, mai ales dacă nu e în timpul programului, așa, nu cred că se roagă cineva pentru mine. Și atunci Dumnezeu, datorită căror rugăciuni, mă scapă. Nu mă scapă, Dumnezeu nu mă scapă datorită rugăciunii. Da, fiar neapărat. Dacă ăla pe care l-a sculat Dumnezeu să se roage, se roagă, asta este, pentru mine asta este miracolul harului lui Dumnezeu. Dumnezeu cum îl scapă, dar face. Dumnezeu îl scapă, dar îl răsplătește pe ăsta pentru că s-a rugat. Foarte interesant. Dumnezeu îl va răsplăti. Asta înseamnă har, dragii mei. Da? Har înseamnă că noi vom fi răsplătiți. Ce credeți? Răsplata pe care noi vom primi din partea lui Dumnezeu o merităm? Nu o merităm. Dumnezeu ne va răsplăti prin har. Adică, în măsura în care ne lăsăm folosiți de Dumnezeu în ceea ce Dumnezeu oricum face, vom fi răsplătiți de Dumnezeu. Altfel, dacă e altfel, atunci vom fi răsplătiți pentru faptele noastre. Și nu mai este prin har. Dar Dumnezeu oricum face ce vrea să facă. Dar ne cheamă pe noi să participăm. Ori cu rugăciune, ori cu bani, ori cu predică, ori cu... Și în măsura în care noi participăm la planul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe urmă ne răsplătește. Asta este. În măsura în care eu mă rog pentru o reformă, Dumnezeu mă va folosi în acea reformă și mă va răsplăti. Nu că am fost eu grozav. Cineva spunea că atunci când ești aproape de Dumnezeu, zbăcea, dar nu e așa decât o exprimare a voii lui Dumnezeu. Da. Atunci când te rogi, că te duc, nu te rogi ceva și n-ar fi în acord cu voia Dumnezeu. Și pur și simplu când ești aproape de Dumnezeu. Sigur. Aici știi cum e Sevi. Ca și cu furicele ăla care s-a suit pe măgar, așa? Și pe urmă stăpânul a pus pe măgar un sac greu, așa. Și furice și el, sub sac, acolo. Da? Și la un moment dat măgarul săracul a îngenunchiat, așa, nu mai putea de furicele. Zice, a, bă, eu duc dita mai sacul și așa, și tu nu poți să mă duci nici pe cap pe mine? Nu, mi se pare că suntem ca furicele ăla, așa, care mi se pare că duce în sacul în spate. Da? În realitate, sacul ia lui Dumnezeu, îl duce Dumnezeu și așa mai departe. Da? Dar nouă ni se pune, pentru faptul că ne pune Dumnezeu sub acel sac, dar nu noi îl ducem. Ne pune Dumnezeu acolo. Ni se pare că noi îl ducem. Și unii vreau să duc asta. Unii au fost foarte descumpăniți. Asta înseamnă să nu avem mentalitate biblică, dragii mei. Au fost foarte descumpăniți când eu le-am spus adevărul astea. Când le-am spus, oameni buni, noi nu schimbăm, nu avem mâna, lumea la degetul mic, nu
schimbăm lumea cu rugăciunile noastre. Da? Cel mai corect este să spunem Dumnezeu o schimbă prin noi dacă ne rugăm. Oricum Dumnezeu schimbă ce are de schimbat. Dar dacă ne rugăm, o face prin noi. Și atunci oamenii au fost foarte descompoziționați. Dar dacă nu pot schimba nimic, face să mă mai rog. Asta este, dragii mei. Fiți foarte atenți. Teologia noastră, din cauza că n-am fost învățați foarte bine, și asta este o boală lumii moderne, în vechime, în antichitate, dacă ne citim pe Sfinții Părinți, nu era așa. Teologia noastră, mai ales după epoca iluministă, știți ce este iluminism, umanism, mai ales după umanism, a devenit antropocentrică. Ce înseamnă asta? Îl are pe om în centru. De aceea eu vă atrag atenția mereu și mereu și vă spun, atenție, predica trebuie să fie teocentrică sau cristocentrică. Nu faceți predici antropocentrice. Adică, cum să te simți mai bine când vii la biserică? Cum să faci ca să-ți placă atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu? Dar cum să scapi de stres prin valul lui Dumnezeu? Sau nu știu ce. Astea sunt genul ăsta de predici care răspund la asemenea întrebări, care îți fac viața mai bună, care îți fac pe tine mai, nu știu cum, mai strălucit, mai luminos, mai arătos. Astea sunt predici antropocentrice. Căutați ca întotdeauna prin predicile voastre să iasă în evidență, chiar dacă aveți și aplicație practică, cum ce să facă oamenii. Căutați să-L scoateți în evidență pe Hristos, pe Dumnezeu, Sfânta Treime. Și anume, dacă mentalitatea noastră să devine problema noastră, și nu mai faceți bine. Dacă mentalitatea noastră ar fi teocentrică, gândiți-vă, încercați-vă să vă crăpați orizonturile acum. Dacă mentalitatea noastră ar fi teocentrică, vestea pe care o dau eu acum, că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu face totul, indiferent de ce vrem noi sau nu vrem noi, dacă ne rugăm sau nu, că Dumnezeu face oricum. În primul rând, vestea asta ar trebui să ne bucure. De ce? Că Dumnezeu este Cel înălțat. Dumnezeu este singurul care contează. Asta ar trebui să ne bucure. Pe noi ne tristează vestea că noi nu prea contăm. Recunoașteți? Asta ne tristează. Bă, dacă Dumnezeu contează, cine să ai ce vrei? Da. Și asta ne tristează. Dar gândiți-vă, dacă mai avem mentalitate setată pe gloria lui Dumnezeu, asta ar fi cea mai bună veste. Bă, când contează numai Dumnezeu, când Dumnezeu este suveran, când planul este al lui Dumnezeu, când tot este al lui Dumnezeu, extraordinar, asta este o veste. Stau uimit în fața tainei și a măreției lui Dumnezeu. Și a doua veste bună, dragii mei, dacă avem mentalitatea setată pe harul lui Dumnezeu, să zic așa, mă folosesc și eu termen din ăștia așa, prea tehnici, dacă avem mentalitatea orientată către mărirea lui Dumnezeu, teocentric, da? Faptul că eu nu contez absolut deloc și că devin datorită harului lui Dumnezeu participant, doar participant la lucrarea lui Dumnezeu, ar trebui să fie cea mai bună veste. Adică, da, cel care este, care contează, este numai Dumnezeu și Dumnezeu îmi acordă, deși nu are nevoie de mine, ar putea să le facă pe toate singur, Dumnezeu îmi acordă mie această mare șansă, acest mare privilegiu de a face prin mine. N-ar trebui să mă descurajeze că eu nu contez, ci ar trebui să fie o veste bună. Pentru un om smerit, dragii mei, pentru un om smerit, care are smerenia în caracterul lui, în profunzimea inimii lui, asta este cea mai bună veste. Să știe că el nu contează. Să știe că el este atât de mic, atât de neînsemnat, încât nu contează. Și din nimicnicia lui, Dumnezeu îl ia și îi spune, pot să fac ce vreau, cu tine sau fără tine. Dar pentru că sunt un Dumnezeu milostiv, plin de har, te iau pe tine nimic cu firul de praf și te pun să te rogi. Și pentru asta te răsplătesc. Te pun să spui o predică și pentru asta te răsplătesc. Putea să-L mântuiesc pe ăla fără predică. Dar eu sunt atât de bun încât te pun să predici. Dragii mei, această mentalitate, vreau să vă spun, va face din voi slujitori. Pentru că altfel, când veți lucra, când veți trudi, veți fi tentat să spuneți, băi, eu trudesc și Dumnezeu nu face nimic pentru mine. Ba da, faptul că trudești este dovada faptului că Dumnezeu face ceva pentru tine. Ce face Dumnezeu pentru tine? Te pune să trudești. Putea să te lasă deoparte. Putea să te lasă deoparte. Să te descurca singur. Dar faptul că te-a luat acolo și te-a spus, bă, ia, zi o predică, aleargă pe sate, dă un ban, roagă-te, învață-i pe ăștia și așa mai departe, aia face Dumnezeu pentru noi. Dacă veți înțelege lucrul ăsta,
Asta vă va scuti, dacă veți avea această teologie corectă, vă va scuti de multe necazuri și frustrări și nemulțumiri în viața voastră de slujitor. Veți înțelege că ce faceți pentru Dumnezeu este de fapt ce face Dumnezeu pentru voi. Nu faceți nimic pentru Dumnezeu. În momentul ăla El face tot pentru voi. Domnul să vă ajute. Amin. Amin. Amin.